După o perioadă prea lungă de timp în care a dus dorul spectatorilor și a trecut prin unele transformări organizatorice, Teatrul George Ciprian își va redeschide porțile. Iată că s-a întâmplat și acest lucru, pentru că, așa cum știm cu toții, timp de 6 luni am suferit și noi, dar și spectatorii buzoieni. De la 1 octombrie am încercat să aducem în fața spectatorilor buzoieni spectacolele, producție a Teatrului George Ciprian Buzău, spectacole la care se lucrează pentru adaptarea la noile reguli pe care Ministerul Sănătății ni le-a impus. La intrarea în clădirea teatrului se va face un triaj observațional, în urma căruia persoanele care vor prezenta simptome respiratorii nu vor avea acces în sală. De asemenea, va fi verificată temperatura, iar purtarea măștii va fi obligatorie de la intrarea în incinta teatrului și pe tot timpul spectacolului. Totodată, distanțarea fizică trebuie respectată, chiar dacă reduce drastic numărul de locuri din sală. Am luat cele mai drastice măsuri în ceea ce privește și securitatea în sală, dar și în ceea ce privește vânzarea biletelor și accesul până în sală. Din fericire, avem acum voie la 50% din capacitatea sălii. Un loc va fi ocupat, unul va rămâne liber față de 1,5 metri cât era inițial. Acum, dacă avem 100 de spectatori, atunci aveam 57 de spectatori. Se va purta mască pe toată perioada spectacolului, începând de la accesul în incinta instituției până la finalul spectacolului. Accesul se va face prin față, iar evacuarea din sală se va face prin cele două ieșiri laterale de la scenă. Au fost deja stabilite spectacolele pe care buzoienii le vor putea urmări din sală, începând cu luna octombrie. Am identificat 4 spectacole pe care putem să le jucăm conform acestor reguli, fără a șterbi prea mult din valoarea artistică a spectacolelor. Vom începe pe 10 octombrie cu cea mai recentă premieră a Teatrului George Ciprian, Faza Lungă, comedia Faza Lungă. Am încercat să adaptăm împreună cu regizorul spectacolului și Noaptea Furtunoasă, o noapte furtunoasă de Ile Caragiale, care va fi în următorul weekend. Apoi sperăm să reușim să aducem în fața spectatorilor prima premieră a Teatrului George Ciprian, premieră cu care noi anul acesta am zis să aniversăm 25 de ani de activitate. Este vorba despre piesa de debut Omul cu mârțoaga, de data aceasta într-o nouă viziune regizorală. Pentru a se respecta distanța dintre public și actori, primele două rânduri de fotolii nu vor fi ocupate. Faptul că trebuie să avem 3 metri de la sală, de la scenă până la primul rând de spectatori, ne va fura încă două rânduri din sală, dar pentru siguranța spectatorilor și siguranța actorilor trebuie să respectăm aceste lucruri. Susțin lucrul ăsta că în momentele astea nu mai este foarte important spectatorul, nu numărul spectatorilor. După fiecare spectacol, scena, sala, dar și aerul din teatru vor fi dezinfectate conform regulilor în vigoare. Biletele vor putea fi procurate în special online, dar și de la casieria teatrului din galeriile de artă de pe Bulevardul Bălcescu pentru cei care nu dispun de această facilitate.